O atitudine care o îndepărtează pe femeie de feminitatea ei este aceea că nu știe să primească și nu știe să ceară ajutorul. Da? Nu știe să primească și nu știe să ceară ajutorul. Ei, mi s-a întâmplat de nenumărate ori să lucrez cu femeile în sesiune individuale sau la cursurile mele și să-mi spună așa: măi Nina, dar soțul meu este specialist pe, nu știu, e tehnician de nu știu de care, da? Instalator sau ce este el, da? În ce se ocupa. Are la bază meseria asta, chiar dacă nu practică, dar eu sunt cea care se apucă și desface robineții în casă, da? Cine te pune să te apuci, da? Cine te pune să faci lucrul acesta? Învață să ceri ajutorul, da? Nu-l primești din prima, revii cu solicitarea ta. Nu-l primești din a doua, revii cu solicitarea ta, da? Iar atunci, foarte important este, atunci când primești ajutorul, învață să-l apreciezi. Pentru că, dragilor, nimic nu te face mai feminină decât faptul de a accepta să fii ajutată. Să fii ajutată în relația cu bărbatul tău, mă refer, da? De a accepta să fii ajutată. Adică, a vrut să-ți ia o plasă din mână, nu întoarce o vorbă, lasă, mă descurc eu și singură, da? O vorbă tăioasă, așa, pe o voce urâtă sau pe, nu mi-ai răspuns la telefon, normal că acum te găsești să faci nu știu ce, da? Mulțumește-i, fii recunoscătoare pentru lucrurile pe care le aduce în viața ta. Da? Fii recunoscătoare pentru lucrurile pe care le aduce în viața ta. Învață să apreciezi orice pune partenerul tău pe masă, da? Mă refer pe masă într-un mod de simbolic. Cu orice vine el în relație, învață să apreciezi acele lucruri, să-i vezi calitățile. Cel mai mult un bărbat urăște să-l coordonezi, să-l schimbi, să vrei tu să îl îndemni tu să se ducă acolo, să facă aia, să se întoarcă dincolo, să gândească așa, să se împrietenească cu prietenea, să se certe cu prietenii ceilalți, să-și ia jobul ăla, să înceapă business-ul ăla, să renunțe la colaboratorii ăia, să-și petreacă timpul așa, să se îmbrace în albastru, să nu se îmbrace în verde, de exemplu. Cel mai mult un bărbat urăște să-l coordonezi. Da? Tu învață să apreciești, să fii recunoscătoare pentru toate lucrurile care există în viața ta și învață să ceri ajutorul și să-l primești. Atunci când se oferă să te ajute cu ceva, cu o plasă, cu, nu știu, să-ți ducă mașina la service, să facă o cumpărătură pentru tine, să-ți ofere un sfat, de exemplu, primește lucrul acela și spune-i în cuvinte că apreciezi, că mulțumești, că ești recunoscătoare, da? Lasă-te ajutată, lasă-te sprijinită, pentru că de asta ajung femeile să nu mai fie ajutate, pentru că unul la mână nu apreciază, da? Și ce nu apreciezi, pierzi în viața ta, da? Te ridici cu pretenții și vii și spui așa: păi da, dar nu este suficient, sau păi da, dar lucrurile astea este normal să le facă, eu aș vrea să facă niște lucruri extraordinare. Nu le va face, nu le va face până când tu nu apreciezi și nu ești super mulțumită cu ceea ce face acum. Nu vei primi nici mai mult. Este o lege a universului și este valabilă în toate ariile vieții noastre, nu doar în relația de cuplu, da? Deci e valabilă și în carieră și în orice alt aspect, da?